Reprezentanții Ligii Studenților Pintea Viteazu au anunțat că își doresc să deschidă noi orizonturi prin informarea și susținerea elevilor din Maramureș, dar și a celor din județele vecine cu privire la oferta educațională propusă de Centrul Universitar Nord din Baia Mare și totodată prin oportunitățile pe care le au tinerii în Baia Mare. În acest sens, Liga demarează proiectul Nord Universitar. Elevii vor fi informați și sprijiniți în perspectiva viitorului. Scopul principal al acestuia fiind de informare corectă a elevilor de liceu cu privire la oportunitățile de dezvoltare și contextele de învățare, care vor fi împărtășite prin experiențele trăite într-un mediu academic bine dezvoltat și dedicat studenților. Majoritatea elevilor din anii terminali nu știu ce drum să urmeze după terminarea liceului, fiind dezorientați și copleșiți de emoțiile unui nou început. Empatizând cu ei, am hotărât să derulăm acest proiect prin care oferim toate informațiile și susținerea de care au nevoie. Lipsa de informații și lipsa realizării consultării elevilor din licee ne-a determinat să implementăm acest proiect, care, pentru al doilea an consecutiv, se desfășoară online. Explică astfel de reprezentanții studenților de la Nord. Sunt ani de când cei din Liga au făcut un pas spre colegilor mai mici pentru a-i sprijini și informa cu privire la oferta educațională de la Nord și la alternativele pe care le au pe durata studiilor și după finalizarea acestora.